Doamna Nina? Bună ziua! Mă numesc Nicolae, sunt la compania Montflowers din Chișinău. Venim la dumneavoastră cu o mică surpriză, așa, frumoasă, cu un buchet minunat de flori. Primiți acest buchet. Mulțumesc mult! De atenție! Un coș de flori cu fructe. Foarte, foarte mult. Mai avem și o tortă pentru dumneavoastră. Vă mulțumim foarte, foarte mult. Și cu ocazia zilei de astăzi, de sărbătoare, ne întrebăm la acestea fericitări cu mica atenție de la compania noastră, tot pentru dumneavoastră. Și este un mesaj de fericitare care îmi poți să-mi dați acest plăcere cu permisiunea dumneavoastră. La mulți ani, dragă, de ziua ta venim cele mai frumoase gânduri și îți dorim sănătate, bucurii, împlinire și multe vise realizate. Steaua ta, ocrotitoare, să lumineze mereu asupra ta și acelor dragi sufletului tău. Dragostea și grija ce o dăruiești în jurul tău să îți fie răsplătită din plin cu multă căldură și împlinire sufletească din partea lui Emil și familia Badin. Primiți acest mesaj de felicitare. Noi, de la compania noastră, ne alătărăm aceste frumoase felicitări și vă dorim numai bine, sănătate și acei dragi și pe piață întotdeauna să vă bucuri cu așa surprize frumoase. Dacă doriți și o să spuneți. Și pot să le spun, să le mulțumesc din suflet, nici atât de multe emoții, dar vreau să le zic și lor mult sănătate. Și să le mulțumesc pentru susținerea, pentru căldura, pentru inima lor mare care au pentru mine. Familia Barbie pentru mine e familia mea, suntem o familie. Și îi mulțumesc lui scumpa, surioară, care e plecat peste hotare și o aștept cu drag să întoarcă mai repede acasă. Să ne jucăm cu nepoței în ogradă, să ne amintim de copilărie. Și Dumnezeu să-i răspătească zicit. Îmbrățișez cu mult drag. Ei, pentru mine sunt familia mea. Vă mulțumesc, dragii mei. Vă surpriză foarte, foarte, foarte mult. Și Emil, îl așteptăm la Moldova și pe dânsul. Și pot spune asta, pot să le doresc sănătate. Vă mulțumesc foarte, foarte mult, băieți. Mi-ați făcut o zi. Da? Mi-ați făcut o zi. Aceasta chiar ce-a fost? Chiar câțiva mea de naștere astăzi o sărbătoresc. Aceasta și-a fost scopul. Mulțumesc foarte, foarte mult.